Bună ziua, dragii mei, vă salut din nou. Iată că astăzi este din nou sâmbătă și, pentru că e sâmbătă, vom vorbi puțin din nou despre cafea. Așa cum vă promiteam sâmbăta trecută, în acest ciclu de postări despre cafea, o să vreau să vă prezint cam, știu, lucruri care mie mi s-au părut interesante, poate vi se par și dumneavoastră interesante, despre cafea. În urma postării de data trecută am primit destul de multe întrebări despre tipurile de cafea, care este diferența dintre arabica și robusta și multe altele. În primul rând și primul lucru pe care vreau să-l spun este că cafeaua se împarte în două mari grupe. Cafeaua robusta și cafeaua arabica. Pentru noi cei care suntem consumatori, este bine să ținem minte aceste două lucruri, arabica și robusta, două mari grupe de cafea. Sunt o multitudine de soiuri, zeci de soiuri de cafea. Nu o să intrăm în amănunte, dar ce vreau să spun înainte să merg mai departe și înainte să vă invit să mergeți cu mine în această zi la prăjitoria de cafea de lângă Beaconsfield, în vestul Londrei. Vreau să spun doar aceste două lucruri. Care sunt diferențele între arabica și robusta și de ce avem atât de multe tipuri de cafea pe care le găsim să le cumpărăm, să le achiziționăm din magazine. Haideți să încep cu primul lucru. Arabica și robusta. Sunt două grupe mari de cafea. Prin ce se diferențiază ele? Păi, în primul și în primul rând, se diferențiază prin conținutul de cofeină. Și care este mai bună? Păi, depinde ce preferință aveți cu privire la care este mai bună sau care este mai puțin bună. Cert este că dacă ne referim la acest conținut de cofeină în cafea, cafeaua robusta este o cafea foarte cofeinizată, iar cafeaua arabica este mult mai puțin cofeinizată. Dacă vorbim despre cafeaua așa cum noi o consumăm, cafeaua prăjită, fie că este boabe, fie că este măcinată, ce trebuie să țineți cont este că cafeaua robusta are în medie cam 2% conținut de cofeină în starea ei prăjită, iar cafeaua arabica are un conținut de doar 1%. Deci arabica are jumătate din conținutul de cofeină pe care îl are o cafea robusta. Cafeaua arabică este o cafea care are corp, este foarte aromată. Bobul de cafea, în cazul cafelei arabice, este mai alungit, are așa, cumva, dacă putem să o comparăm, forma unui bob de fasole, deci mai alungit. Pe când bobul de cafea robusta este un bob rotund, de asemenea, linia aceea, dacă vă amintiți și vă uitați la un bob de cafea, o să vedeți bobul de cafea are așa ca o tăietură în jumătate, ca o linie în jumătate. Linia aceea pe bobul de cafea robusta este o linie aproximativ dreaptă, iar acea linie de mijloc pe bobul de cafea arabica prăjită este în formă unui S alungit. Sunt foarte multe alte diferențe între ele, dar așa cum vă spuneam, arabica este o cafea aromată, o cafea cu corp, este o cafea care are anumită aciditate, pe când robusta este o cafea care nu este foarte gustoasă din punctul meu de vedere. Este cafeaua aceea care, sau dacă vreți să comparați, este gustul acelei cafele pe care de obicei îl găsiți la automatele de cafea, unde puteți, nu știu dacă mai este în România, încă cafeaua de la automat cu un leu, dar este acea cafea ieftină. De obicei este o cafea care crește pe plantații care sunt la șes,
și care se cultive în cantități foarte mari, este foarte pretabilă la a fi cultivată și recoltată mecanizat, de aceea este și foarte ieftină ca și preț. Așa cum spuneam, pe partea cealaltă, cafeaua arabica este o cafea care crește pe un sol vulcanic, de obicei la altitudine, undeva peste 600 de metri altitudine și în unele locuri mult mai sus de atât, chiar la 1500-1800 de metri altitudine, pe plantații, deci cu acces mult mai dificil, în care recoltarea și tot procesul acesta care ține de cultivarea plantei de cafea, de recoltarea fructelor arborilor de cafea și apoi prelucrarea acestei cafele este mult mai dificilă, se face manual, de aceea și calitatea cafelei arabice este o calitate mult mai bună, pentru că culegându-se manual, vă puteți imagina că se culeg doar fructele acelea care deja sunt coapte la momentul la care oportun, la care trebuie culese. Nu vreau să intru foarte multe în amănunte aici, sunt foarte multe de povestit doar despre partea aceasta ce ține de plantațiile de cafea, de cultivatorii de cafea. Sunt foarte multe lucruri pe care poate în viitor pe unele dintre ele o să le atingem și o să le povestim puțin. Un alt lucru pe care vreau să vi-l mai spun înainte să vă invit să mergem la prăjitorie și să vedem câteva lucruri și să vedem cum se prăjește cafeaua, să vedem un pic cum arată un astfel de cuptor de prăjire și ce se întâmplă acolo cu bobul de cafea. Haideți să vă mai spun doar un singur lucru, și anume un lucru important, sunt două tipuri prin care această boaba de cafea, care, așa cum v-am spus, este sămânța fructului arborilor de cafea, se extrage din acel fruct. Este o metodă umedă, se numește metoda umedă de extragere, și metoda uscată. Metoda umedă constă în introducerea acelei cireșe de cafea în niște butoaie foarte mari cu apă, și unde, datorită apei, acea pulpă, care fructul, acea pulpă care înconjoară sâmburele, se înmoaie și apoi se poate separa ușor. Iar metoda uscată este o metodă prin care această separare a seminței se face pur și simplu prin punerea la uscat, la soare, a acelor cireșe, astfel încât pulpa respectivă se usucă și așa se extrage sâmburele de cafea sau bobul de cafea, sâmburele acestei cireșe. Haideți să mergem acum la prăjitorie, vă invit să veniți cu mine la prăjitorie, unde o să vă arăt cum se prăjește cafeaua, o să vă arăt câteva diferențe a celui bob de cafea în timpul prăjirii de la un stadiu la altul. Haideți să mergem. Mergem la Noah Coffee, la prăjitoria companiei Noah Coffee și ne vedem acolo. Hei, salutare dragi prieteni, astăzi suntem la prăjitoria de cafea la Noah Coffee. Sunt aici cu prietenul meu Ivan, care este expertul, este gurul cafelei, este specialistul în prăjire și prăjim mai multe tipuri de cafea astăzi. Prăjim cafea single origin din Mexic, prăjim cafea din Guatemala, prăjim cafea din Colombia, El Salvador și Brazilia. Niște blenduri foarte speciale, single origin și blenduri
Personal îmi place, cel mai mult îmi place un blend din trei cafele espresso, și anume Columbia, Brazilia și El Salvador. E una dintre cele mai bune cafele pe care am gustat-o. Și o să vă prezint de asemenea un mic clip în care am să vă explic diferitele tipuri de prăjire și diferențele dintre ele. Deci ce avem aici este un cuptor de prăjire de la Giessen, un cuptor de prăjire cu o capacitate de 12 kg, maxim 15 kg pe o tranșă de prăjire. Giessen este una dintre cele mai bune companii de astfel de cuptoare de prăjit. Cuptorul are o prăjire din asta, o cameră de prăjire rotativă, și aici de dedesubt vedeți, asta este o masă de răcire în care cafeaua proaspăt prăjită este răcită dintr-un jet de aer rece care este suflat de un ventilator dedesubt prin această grilă și prin găurile care sunt în masa de răcire. Așa cum vă spuneam, aici la prăjitorie vreau să vă arăt evoluția bobului de cafea de la cafeaua verde, care o vedem aici. Aceasta este culoarea ei, bobului de cafea verde, neprăjit înainte de prăjire. Iar apoi avem aici o prăjire finală, culoarea unei cafele prăjite la un grad mediu de prăjire. Sunt câteva grade de prăjire mai mari, mai ridicate, în care se merge mai departe până la culoarea bobului aproape neagră. Și puteți vedea cum se modifică bobul de cafea în timpul prăjirii. O să vedeți că deja aici începe să crească și în dimensiuni. Aici începe să pomnească, să se spargă, pentru că el prin prăjire se dilată. Și acesta este produsul final, cafeaua prăjită finală. And so, cam asta este procesul, diferența de timp între 1, 2, 3, 4, 5, 6 este aproximativ de 2 minute. Iar timpul total de prăjire pentru această tranșă de cafea a fost de aproximativ 14 minute. Da, vă salut din nou. Uite, ne-am întors de la prăjitorie. Iată, suntem din nou la Reading. Și eu sper că v-au plăcut videoclipurile de astăzi pe tema aceasta a cafelei. Rămâneți în continuare atenți aici pe pagina Chris Media de Facebook. De asemenea, puteți să urmăriți aceste videouri și pe canalul meu personal de YouTube. Căutați pe YouTube după numele meu, Cornel Teban. Puteți să le urmăriți și acolo. Dacă v-au plăcut, dați un like, dați un subscribe. Și ce să zic, aștept comentariile voastre. Aștept comentariile voastre acolo pe Facebook sau pe YouTube. Și vă invit să mergem în continuare împreună. Vă aștept săptămâna viitoare la un nou episod din ciclul Cafea Expresso. Cum o bem, cum o prăjim, cum o facem. O să mergem așa, din aproape în aproape. Și o să vedem cum preparăm cea mai bună cafea sau cum preparăm cafeaua care ne place cel mai mult, pentru că sunt mai multe metode de preparare pe care le avem la dispoziție.
de unde ne cumpărăm cafeaua care ne place și mai vedem ce se mai întâmplă pe viitor. Până atunci, să aveți un weekend excelent, o săptămână faină în continuare. Eu vă salut de aici din Reading. Bye!